Pacea Domnului! Sunt pastorul Vasile Filat, de la Biserica Buna Vestire din Chișinău. Astăzi voi răspunde la următoarea întrebare din Biblie. Este Gog și Magog Rusia sau este o altă țară? În cartea prorocului Ezechiel, la capitolele 38 și 39, prorocul face o profeție despre viitorul poporului Israel. Și spune că în viitor, un împărat pe nume Gog, care este din țara lui Magog, el va aduna neamuri, multe neamuri, și va porni cu război împotriva lui Israel, dar va interveni Dumnezeu și acest împărat, toată această mare oștire va fi apoi pedepsită. Deci asta eu v-am dat un rezumat la ceea ce scrie în capitolele acestea 38 și 39 din cartea prorocului Ezechiel. Nu este prea mult în Biblie spus despre acest Gog sau Magog. Despre Magog știm că este unul din fiii lui Iafet și cu o țară anume ar fi. Țara aceasta este localizată la nord de Israel și în Biblie scrie la miază noapte, ceea ce înseamnă la nord de Israel, dar nu știm exact unde este țara aceasta. Au încercat unii teologi creștini sau evrei să localizeze unde s-ar afla regiunea aceasta Magog, însă nu cu prea mult succes. În cartea Apocalipsa, în capitolul 20, acolo este relatată despre împărăția de 1000 de ani care va fi aici pe pământ și în timpul acestei împărății de 1000 de ani, Satana va fi întemnițat, dar după 1000 de ani va fi eliberat și atunci Satana, adică diavolul, va aduna toate neamurile din cele patru părți ale pământului, zice, cu Gog și Magog, le va aduna și ele vor porni împotriva poporului Israel, vor înconjura tabăra sfinților, așa scrie acolo, dar din foc, din cer se va pogoră foc care îi va mistui. Acum, deci aceasta va fi o foarte mare bătălie împotriva poporului Israel și întrebarea este dacă acest Gog și Magog este Rusia. Azi, unii cercetători, teologi creștini care studiază profețiile, scriu cu privire la profeții, unii din ei au venit cu versiunea că aceasta ar fi Rusia, pentru că evident trebuie să fie o națiune care deține o putere militară mare și ei, Rusia este localizată la nord de Israel și atunci o versiune ar fi că ar fi din Rusia, mai ales că Rusia este destul de ostilă Israelului, chiar dacă în Israel o treime din populația Israelului vorbesc limba rusă, totuși Rusia ca și țară este ostilă Israelului și asta ar fi poate un argument în favoarea lor. Totuși, cei mai mulți din cercetătorii Bibliei, din teologi, în vechime, în Antichitate și apoi în Evul Mediu, cei mai mulți au susținut, mai ales cei din Evul Mediu, inclusiv și John Wesley, Martin Luther, au susținut că acest Gog și Magog sunt turcii. Turcii și ei vor fi acei care vor merge împotriva poporului Israel atunci, în bătălia aceasta. Eu cred că este prea greu și prea departe suntem de evenimente ca să putem afirma una sau alta. Pentru că lucrurile acestea trebuie să se întâmple cel puțin peste 1007 ani. Dacă răpirea sfinților va avea loc azi sau mâine, atunci trebuie să se întâmple peste cel puțin 1007 ani evenimentele acestea. Urmează să fie acea ultimă săptămână profetică din prorocul Daniel, 7 ani, apoi după aceea vor fi și vor fi de asemenea împărăția de 1000 de ani și doar după împărăția de 1000 de ani, când va fi eliberat Satana, doar atunci va avea loc bătălia aceasta și noi nu știm cum se va schimba atunci, să zicem așa, tabloul politic al lumii. În ce fel, cum va arăta tabloul politic al lumii atunci, nu putem ști acum. Ar putea fi Turcia, ar putea fi Rusia, care acum, la moment, ele prezintă două puteri militare mari. Însă nu putem ști în ce fel și cum vor evolua evenimentele atunci.
Eu vreau să vă îndemn ca să studiați profețiile, pentru că Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă pe toți să studiem profețiile ca să putem recunoaște vremurile atunci când lucrurile vor veni aproape pentru a se întâmpla. Și de aceea vă recomand să faceți rost de studiul inductiv al cărții Apocalipsa, care este din 4 volume. Și de asemenea studiul inductiv al cărții prorocului Daniel, pentru că cartea prorocului Daniel ne dă o structură, un schelet al profețiilor, al tabloului profetic din Biblie. Fără înțelegerea cărții prorocului Daniel, nu putem înțelege profețiile din Biblie. De asemenea, vreau să vă recomand un curs de 40 de minute, 6 lecții de 40 de minute, intitulat Dumnezeu descoperă vremurile de pe urmă. Și este tot așa un studiu al cărții prorocului Daniel, care studiază doar profețiile din cartea aceasta, din Daniel. Puteți face rost de aceste cărți. Eu la descrierea acestui video voi indica adresa și adresa de e-mail, telefon la care vă puteți adresa și puteți face rost de aceste manuale ca să studiați individual sau dacă doriți să studiați într-un grup. Am făcut acest video aflându-mă în Singapore și sunt aici împreună cu Mia și Costel Oglice, învățătorii mei și directorii internaționale ai misiunii Precept Ministries pentru toată lucrarea internațională, și împreună cu Kay Arthur, vestita autoare și învățător al Bibliei. Aici este aniversarea de 25 de ani a misiunii Precept Ministries și iată, în clădirea acestei biserici are loc acum evenimentul. O clădire frumoasă, mare, și la eveniment au venit peste 850 de oameni. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vreau să vă rog să distribuiți acest mesaj ca să-l poată asculta și alții, și abonați-vă la canalul Moldova Creștină TV și la pagina de Facebook ca să puteți urmări și asculta mesajele următoare și răspunsurile următoare din Biblie pe care le voi da. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o zi frumoasă în continuare.